Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 26 decembrie 2023. Mereu înainte și în sus, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Filipeni 3, versetul 14. Pentru a împlini voia lui Dumnezeu pentru viața ta, trebuie să faci următoarele lucruri. 1. Să înaintezi spre un nivel mai înalt al credinței. Înainte ca David să-l ucidă pe Goliat, el a trebuit să ucidă mai întâi leul și ursul. Astăzi noi ne confruntăm cu situații în care trebuie să ne încredem în Dumnezeu tot timpul. Vezi Matei 17, versetul 20. În al doilea rând, să cauți călăuzirea lui Dumnezeu în fiecare situație care apare. Vezi Proverbele 3, versetul 6. Iar promisiunea lui Dumnezeu, din Psalmul 32, versetul 8, este: te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Am încheiat citatul. Pentru a împlini voia lui Dumnezeu pentru viața ta, trebuie în al treilea rând să mergi în direcția spirituală corectă. Dumnezeu își călăuzește poporul și îi strânge la oaltă pe cei care vor sta în picioare ca un singur om în ziua luptei. E un lucru imperios necesar să știi în cine te poți încrede că va merge la luptă cu tine și te vei putea bizui pe aceste persoane în vremurile de încercare. Vezi Iosua, capitolul 8, versetul 1. În al patrulea imperativ, să cunoști voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Dumnezeu nu se joacă de avați ascunselea cu voia sa. Numai când petreci timp cu el o vei putea descoperi. Vezi Psalmul 143, versetul 10. Și atunci vei înflori. Încă un lucru pe care trebuie să-l faci pentru a împlini voia lui Dumnezeu în viața ta. Să lupți folosind cuvântul lui Dumnezeu. Cuvintele insuflate de Dumnezeu care se găsesc în Sfintele Scripturi sunt tăria ta în vreme de necaz și de încercare. Domnul Iisus a folosit cuvântul ca să-l pună pe Satan pe fugă. Vezi Matei 4, primele 11 versete. Iar sabia cuvântului lui Dumnezeu funcționează și astăzi. În al șaselea rând, să nu fii introspectiv peste măsură. Numai Duhul Sfânt are capacitatea de a ne cerceta și de a ne cunoaște inimile și mințile. Vezi Ioan 16, versetele de la 8 la 15. Când Dumnezeu va socoti că e vremea să-ți descopere domeniile în care ai nevoie de mustrare, El o va face. Până atunci, continuă să trăiești prin credință. Și un al șaptelea lucru pe care l-ai de făcut dacă vrei să împlinești voia lui Dumnezeu în viața ta, să-ți păzești mintea. Fă din ea o cetate întărită care refuză să primească înăuntru gânduri negative și influențe dăunătoare. Vezi Proverbele 4, versetul 23. Și în felul acesta, și azi, vei înainta și vei urca.